Cercetătorii de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați au conceput mai multe variante ale unui dezinfectant cu puternic efect antibacterian, ce ar putea fi folosit cu succes în consolidarea măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Inițiativa realizării acestor dezinfectanți a apărut în condițiile în care, pe fondul extinderii epidemiei, astfel de produse fie nu se mai găsesc, fie ajung la vânzare la prețuri foarte mari. Inițial, dezinfectanții cu aplicare individuală au fost concepuți pentru a fi folosiți doar pe plan intern, în cadrul universității, însă date fiind solicitările foarte mari pentru astfel de substanțe, utilizarea acestora ar putea fi externalizată, pentru a fi folosiți cu titlu gratuit în toate instituțiile publice din Galați. În formula de bază a biocidului intră în proporție de 70% mai multe tipuri de alcool, dar în compoziție se regăsesc și substanțe menite să protejeze pielea, a precizat rectorul universității, profesor dr. inginer Lucian Puiu Georgescu. Este vorba despre prezența a doi alcooli inferiori, adică cu molecule mici, sub 4, și prezența unui oxidant și, în același timp, prezența unui alcool gras care să asigure protecția pielii la aplicare repetată, așa cum este de dorit. Produsul cu efect biocid este rezultatul colaborării cadrelor didactice din 3 facultăți, respectiv Facultatea de Științe și Mediu, Facultatea de Științe și Ingineria Alimentelor și Facultatea de Medicină. Eficacitatea noilor dezinfectanți este testată în laboratoarele de microbiologie ale universității. Rezultatele pe care le-am obținut acum 2 zile și acum repetăm. Și am făcut prima dată separație din apa de spălare, am făcut diluții decimale și din diluțiile decimale am repartizat în vecile pe câte 1 mililitru și urmează mediul de cultură. Să înglobez acest mililitru de apă de spălare, de diluție, în mediul de cultură bulion de carne cu agar sau pleit ca un agar. Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră, aici verificați dacă acel... Eficiența dezinfectantului, da. Pentru a putea fi folosite pe scară largă, biocidele concepute la Universitatea Dunărea de Jos trebuie să parcurgă și o serie de etape de testare și certificare la nivel central. Astfel, pe lângă efectele asupra bacteriilor și fungilor, pentru care universitatea este acreditată, va fi testată în condiții omologate de laborator și eficacitatea împotriva virusilor. În același timp, dată fiind situația la nivel național, se speră că procedurile vor fi accelerate, iar validarea va fi obținută în aproximativ 2 săptămâni. În mod normal, validarea acestor produse la institutele de la București durează peste o lună, numai că de data aceasta am contactat colegii de la București și avem promisiune că se va scurta pe cât posibil. Există niște protocoale experimentale care nu pot fi eliminate sau comprimate, așa cum și la noi, de exemplu, pentru anumite tipuri de bacterii și fungi sunt necesare 48-72 de ore de expunere pentru a putea avea efectul real și acolo, în condițiile în care protocolul este 72 de ore, trebuie să respectăm 72 de ore. Numai că timpii de așteptare între două operațiuni succesive vor fi comprimați la maxim. Birocrația va fi comprimată la maxim. Intrarea pe lista de priorități în validare, dar tehnologiile vor fi respectate ca la carte, să avem siguranța că produsul pe care îl propunem este unul chiar eficient. Pentru a accelera producerea noilor dezinfectanți, Consiliul Județean Galați a venit în sprijinul Universității Dunărea de Jos și a alocat din bugetul propriu 100.000 de lei, din care 10.000 de lei vor fi folosiți pentru finalizarea testelor, iar 90.000 de lei vor fi folosiți după omologare și certificare pentru procurarea de materii prime și utilizarea pe scară largă a biocidelor. Deci asta ar fi, în acest moment, descrierea situației privind biocidul. Urmează să scoatem un comunicat atunci când vom avea și confirmare de la Matei Balș sau de la Babeș, unde se fac testele pentru respectivele biocide, și atunci îl vor pune la dispoziția instituțiilor publice din Galați pentru a putea fi folosit în spațiile comune, respectiv spitale, școli, acolo unde mai sunt activități, cămine de bătrâni și așa mai departe. Deci toate locurile publice.